dragii mei și dragile mele, bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante. Pentru persoanele care m-au întrebat cum mă înviorez eu de dimineață, vreau să le zic că după ce m-am trezit, beau un pahar cu apă și 10 picături de peroxid de hidrogen, apoi înviorarea, o oră, fiecare dimineață, o oră, numai decât înviorarea. Și după ce am făcut înviorarea, desigur că afară, mereu fac înviorare, ies numai decât afară, dar când vin, după aceea îmi fac un duș contrast, după ce mi-am făcut înviorare, după înviorare fac o luțiune, apoi îmi permit vreo 5 minute să lucrez și cu zona craniului. Urmăriți ce exerciții efectuez eu dimineața. Desigur că aceste exerciții ne stimulează circulația sângelui în zona craniului, un efect de limfodrenaj, un efect de vitalitate, de energizare, de stimulare a proceselor metabolice a tuturor organelor. Aceste exerciții și aceste mișcări se fac lent, ușuril, pentru, nu numai pentru a, ca o trezire matinală, dar și pentru a au și un efect anti-îmbătrânire. De circulația sângelui din zona craniului, desigur că ne alimentează și tenul, ne îmbunătățește circulația sângelui în zona cervicală. Mișcarea aceasta care o faceți masaj, se apasă ușuril cu degetele ca să, fixați aponevroza și să mișcați. Să mișcați ușurel, să mișcați ușurel. Decât masaj la urechi, care stimulează lucrul și metabolismul organelor din interior, le dau vigoare, le pun în mișcare, le trezesc. Aceste toate mișcări le-am aplicat mereu în practica mea și ele vin din cultura orientală, din tehnicile de țigun și mai multe surse care le-am ales pentru mine pentru o înviorare de dimineață. Organismul se trezește de dimineață și toată ziua suntem în formă, ne simțim bine, avem dispoziție, suntem dispuși de a activa și de a merge înainte.
Cam atât am vrut să vă sugerez și să vă arăt ce exerciții și ce trucuri fac eu pentru trezirea de dimineață. Dar voi ce faceți dimineață? Cum voi vă treziți? Cum? Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și aștept comentariile voastre. Vă aștept și la alte filmulețe. La revedere! Să aveți o zi frumoasă, plină de bucurii! Cu drag de voi!